supusul iubit al Simonei Halep a spus adevărul despre relația cu tenis mena, am întâlnit-o pur întâmplător la munte. După ce tabloidele din România au scris ce este noul iubit al Simonei Halep, Teopa a ținut să lămurească situația pe pagina sa de Facebook. Aflat la Miam, acesta a precizat ce relația dintre el sublinierei jucătoarea de tenis nu este una amoroasă, ci de amicicie. Bun dimineața! În urma articolelor apărute în spațiul public, doresc să fac următoarele precizări. Nu a existat sublinierei, nu există o relație amoroasă între mine sublinierei Simona Halep. Iubesc sportul, am studiat liceul sportiv sublinierei Facultatea de Educație Fizic sublinierei Sport Constanța. Ca atare, sunt un fan al Simonei Halep sublinierei al tuturor sportivilor, a subliniere acum cred ce toți românii ar trebui să fie end este adevărat faptul ce frecventez cafeneaua SH, unde l-am cunoscut pe tatle Simonei, cu care am o relație bun de prietenie. Am tot respectul sublinierei considerația fac de domnul Halep, este un om deosebit, care a făcut sacrificii mari în toată cariera Simonei. Am întâlnit-o pur întâmplător la munte sublinierei, de asemenea, merg de mai mulți ani la turneele ei din America. Cine înțelege sportul de mare performanță ar trebui să o aprecieze pe Simona pentru performanța genială realizat, dar sublinierei pentru faptul ce este ambasadorul numărul 1 al României pe toate planurile, se o susține atunci când câștigă subliniere tig, dar mai ales atunci când pierde un meci. S-au inventat multe lucruri neadevărate despre mine personal, tot felul de zvonuri subliniere ipoteze false înnecună subliniere pink de cauz, se confund o relație de amicicie, prietenie, cu una amoroasă care categoric nu există. Consider ce e de datoria mea ca bărbat, Macedon, să clarific această situație. Simona este o fată special, modest, ambicioasă, care are nevoie de linii subliniere te sublinierei susținere pentru a sublinierei continua cariera sublinierei se reprezinte România la cel mai înalt nivel. Vă mulțumesc pentru înțelegere!